Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Cafenelei Culturale. Astăzi ne aflăm la Teatru Clasic Ioan Slavici din Arad, unde am revenit cu mare drag, iar alături de mine l-am pe Bogdan Costea, managerul Teatrului Aradean. Bine ai revenit la cafeneaua Culturală. Bogdan, iată că ne vedem, ne facem o tradiție să ne vedem în fiecare an, la început de primăvară sau la început de an. E o tradiție pentru că emisiunea ta probabil își dorește să țină la curent publicul tău telespectator, în a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în viața culturală a orașului uh, și poate că suntem două prezențe care avem ce să ne spunem. <laughs> exact. <laughs> da. Um... Uite, anul acesta ați început, la fel ca în fiecare an, mă rog, în afară de anul trecut, ați început în uh, Forță, noua stagionet de la Teatrul uh, Clasicul, luna plină de teatru. Aș vrea să te întreb, să-mi spui cum a fost uh, percepută luna plină de teatru anul acesta, care a fost feedback-ul din partea uh, spectatorilor și ce spectacole ați avut în mare? Da, feedback-ul a fost unul foarte bun și spun bun asta în condițiile în care a trebuit să ne limităm la, să ne limităm la capacitatea de 30% admisă de către autoritățile uh, sanitare și guvernamentale, uh, pentru că în perioada lunii ianuarie, cum încă și în această perioadă, se mențin restricțiile privind uh, condițiile sanitare impuse de pandemie. Așadar, uh, pot să spun că s-a manifestat o tendință de revenire în sala de spectacole a publicului spectator. Uh, am simțit uh, o apartenență publicului față de acest proiect al nostru care anul trecut a luat o pauză din condițiile bine știute. În 2020 am apucat să jucăm pentru că pandemia și-a intrat în, în rol și-a intrat în scenă în momentul în care a început primăvara, adică chiar în aceste zile de martie uh, și am fost nevoiți atunci în 10 martie, mi-aduc foarte bine aminte, să uh, suspendăm acel spectacol. Luna plină de teatru este un proiect care ne-l-am dorit a fi unul popular. De ce popular? Pentru ca un număr cât mai mare de spectatori să aibă posibilitatea, printr-o reducere semnificativă a prețului biletului, deși prețul biletului nu mai este într-o valoare mare, să participe la spectacolele noastre. Pot acum, cu această ocazie, să spun că. Pe aici, pe acolo s-a depășit acest număr de 30% cu îngăduința noastră și a, a publicului, astfel încât uh, am depășit această capacitate. Pentru că uh, și dorința de a vedea spectacole, și dorința de a fi alături de actor și de uh, ceea ce noi am produs pentru publicul nostru s-a văzut manifestată. E, e un proiect care a revenit în prim planul uh, teatrului în acest an. Am început în forță, cum spuneai, cu un număr de 22 de reprezentații cu spectacole care le-am produs în anul trecut în 2021, dar și cu spectacole mai vechi. Se remarcă în repertoriu și nu pot să nu amintesc acest lucru, faptul că din pricini absolut obiective, n-am putut să reluăm spectacole cu distribuții mai mari, pentru că ne erau împiedicate condițiile de desfășurare într-o desfășurare mai mare de forță, dar aici cineva poate să-mi spună: Dar Platonov, ca de ce nu e intră în acest regim. Dar s-au întâmplat, ca în cadrul oricărui organism și colectiv viu, fie perioade de concedii dictate de condiții pentru creșterea copilului, fie îmbolnăviri intempestive. Și atunci a trebuit să ne ajustăm programul în funcție de aceste condiții, drept pentru care spectacolele s-au jucat în numărul pe care l-am programat, dar au fost afectate în ultima perioadă de lună plină de teatru, de îmbolnăviri pe care nu le-am putut previziona, din pricina îmbolnăvirilor cu COVID ale unor persoane din cadrul colectivului artistic, dar și tehnic. Dar iată că parte din aceste spectacole le regăsim în luna martie, care la fel aduceți o ofertă foarte bogată de spectacole. Mă refer aici la Scufița Verde, de exemplu, care s-a anulat de câteva ori din această pricină. Da, la un moment dat colegii din presă ne trimiteau mesaje ce s-a întâmplat, există probleme organizatorice, de ce se tot suspendă spectacolele la teatru. Bineînțeles că există un protocol al felului în care transmitem informațiile astfel încât nu putem să informăm publicul pe de-a dreptul, pe de-a întregul ce se întâmplă, dar misiunea noastră este și de a ține la curent cu anularea sau suspendarea unui spectacol, astfel încât acestea au fost motivele, în primul rând de ordin medical, pentru că n-am putut să susținem spectacolele pe care le-am programat. E vorba aici de Scofița Verde pe care tu o aminteai ca un titlu pe care l-am abandonat de voie de nevoie în 2020, adică iată acum 2 ani de zile și în care, așa cum spuneam, doi dintre colegii noștri componența ai distribuției au avut motive pur obiective de familie să nu poată să continue proiectul, dar acum, odată cu revenirea din mai multe puncte de vedere, ne dorim ca spectacolul Scufița Verde, unul dintre titlurile de la Sala Mare, să poată fi revăzut de public, să poată fi jucat chiar în data de 13 martie, din câte știu eu, e programat. Și cât este de greu să relați un astfel de spectacol după o perioadă atât de lungă, mai ales pentru că știu că are foarte multă coregrafie, este un spectacol destul de complex. Un spectacol de genul acesta, unde complexitatea, în ceea ce privește calitățile actorilor și cerințele regizorale și chiar situațiile scenice, trebuie să fie. Repornite în așa fel încât reflexele dobătite, în tipul procesului de creație, să fie readuse uh, în prim planul uh, exercițiului actoricesc. Uh, drept pentru care uh, perioada de refacere a spectacolului va necesita un timp de șapte zile, în care fie actorii vor repeta coregrafia, fie uh, își vor repeta textul și bineînțeles aportul tehnic va fi esențial e un spectacol care din câte se vede din sala de spectacole ne uităm acum la sală ca și cum noi suntem pe scenă, dar nu ca și cum suntem într-adevăr pe scenă către publicul care poate ar fi bine să facem o emisiune în care publicul ne privește, spun asta acum fiind aici și fiind foarte tentant aportul tehnic al spectacolului este unul major având în vedere că există și proiecții și există un soi de cuplaj al graficii de lumini de scenă îți spun grafică de lumini pentru că este un sunt niște elemente pe care nu le-am regăsit în spectacolele noastre și e un întreg program care trebuie refăcut cu cel care a creat grafica de lumini de scenă și atunci această, aceste munci cum ar veni segmentate, trebuie cumva adunate la un loc, prin repetiții generale, astfel încât să se joace spectacolul. Vom beneficia și de prezența regizorului spectacolului în ultimele două-trei zile de repetiție, astfel încât spectacolul să poată fi jucat în condiții de calitate uh, decente. Pe lângă scufița verde am văzut că se vor mai juca... Destul de multe spectacole, unele mai vechi, unele care au avut uh, premiera în ultimele luni. Vorbesc aici de Titanic Vals, de uh, Platonovca, dar vom avea parte și de o premieră la finalul lunii. Hai să le luăm puțin pe rând. Da, le luăm pe rând <laughs> da. și știu foarte bine la ce vrei să ajungi, bănuiesc sau bă, intuiesc. E vorba despre proiectul pe care l-am inițiat în vara anului trecut cu Un Teatru pentru un Început de Drum. E vorba despre proiectul regizat de către Cerina Nițu, o foarte tânără regizoare, pe care am invitat-o în urma concursului de selecție a proiectelor privind caietele de regie. Titanic Vals este un titlu țintit, un titlu dedicat cum, de altfel, în acest an, 2022, în proiectul nostru artistic avem tot Tudor Mușatescu, dar Escu este o continuare a poveștii din Titanic Vals. Titanic Vals a avut o istorie, să spun, aproape neconformă unui proiect care se construiește într-o limită a normalității. Și aici vorbesc de timpul alocat montării spectacolului, trupa teatrului a fost destul de mult probată și angrenată în ceea ce înseamnă conceptul pe care Boton l-a făcut în Our Last, Plat Our Last Terminal, Platonov, ca spectacolul pe care l-am avut în premieră în data de 14 noiembrie 2021, astfel încât până la finele anului 2021, adică în 23 decembrie, trebuia să iasă la public și această premieră. Poziționată de către noi în sala studio este un spectacol care practic a pus la, la treabă, a pus la, 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 la muncă cu niște dorințe ale actorilor foarte bine subliniate nevoia de comedie, nevoia de a juca pentru public, nevoia de ca publicul să reacționeze după un spectacol, să spun dintr o zonă specială, inclusiv sufletească, inclusiv filozofică, inclusiv ideatică, inclusiv a felului în care este recepționat, dar foarte, foarte provocator, pentru că feedback-urile în ceea ce privește premiera spectacolului și spectacolul în derularea lui cu au urlat terminal Platonov, că au fost foarte bune, ea, atât din partea criticii, cât și din partea publicului. Din păcate, spectacolul se poate a fi reprezentat o dată pe lună, cu o frecvență de o dată pe lună, ceea ce am și încercat să păstrăm chiar și în luna martie. Dar să revin la Titanic Vals. Titanic Vals este unul dintre spectacolele care astăzi au prins foarte mare căutare la publicul nostru, și de pentru care de la premiera din 23 decembrie 2021 de la sala studio l-am mutat adică aici pe scena mare Mar. pentru a putea fi văzut de un număr cât mai mare de spectatori unde, repet, atât uh, deliciul publicului este întrunit cât și uh, pofta de joc și antrenul uh, transmis de aici de pe Sfânta Scândură. <laughs> Am văzut tot în programul lunii martie că se regăsește și spectacolul experimental Există exem. Spune-ne câteva cuvinte despre el. Este cea mai deosebit? Îmi place să cred că atunci când un proiect se naște peste noapte, nu de multe ori îi se atribuie denumirea sau caracteristica încropeală, ci poate că e vorba despre o prezență de spirit și un flair pe care îl ai la momentul respectiv pentru a se naște un proiect pe care teatrul nu l-a avut până acum. Eu îmi doream la finele anului să facem un spectacol în care să fie antrenați, angrenați și cealaltă parte a echipei care nu s-a regăsit în distribuția spectacolului Titanic Vals. Așa se face că probabil o proporție de 98-99%, exceptând de unul sau doi actori, s-au regăsit în această distribuție. Și îmi doream, într-adevăr, să fie un spectacol uh, neconvențional din punct de vedere a poziționării lui, adică nu pe scena mare, nu pe scena să studio, nu pe alt. Nu într -un, într un spațiu hall, neconvențional? Ci într un spațiu neconvențional care să fie itinerant. Itinerant însemna, în primul rând, provocarea noastră organizatorică, provocarea noastră artistică, provocarea regizorilor și provocarea actorilor, pentru că ei erau foarte uh, segmentați din punct de vedere a timpului de joc, a modului de exprimare foarte comprimat și uh, timpul alocat transmiterii stărilor uh, emoțiilor, bucuriilor sau uh, situațiilor trebuia să fie foarte bine punctat într un timp, într -un interval de de timp foarte foarte scurt. Spectacolul s-a născut ca idee în data de 16 17 noiembrie, primele repetiții au avut loc în data de 3 decembrie, iar premiera a avut loc în data de 16 decembrie, cumva în, într-o suprapunere cu ceea ce însemna proiectul Titanic Vals. A fost un spectacol și este un spectacol care se joacă într-un regim de dublă reprezentare la fie, în fiecare zi de spectacol eu sunt puțin contrariat când mă uit pe program și văd 26 ale lunii, și uh, 26. ora 18 și 26 ale lunii și eu lunii. puțin la fel Așa. când am primit programul ce s-a greșit programul și nu, de fapt se joacă de două ori dar de ce se joacă de două ori? Pentru că este un număr limitat de public care poate participa adică maxim 20-25 de persoane și aici nu ținem cont de condițiile impuse de către restricțiile uh, dictate de pandemie ci de faptul că e un număr util de spectatori ca să fie văzut spectacolul itinerant în cele șase ipostaze pe care le reprezintă. Ar mai trebui să spun ceva foarte important, faptul că partenerii noștri și practic inițiatorii, creatorii ai spectacolului au fost Departamentul de Artă, Artă, Artă Regizorală din cadrul UNATC București, un grup de studenți, doi regizori și doi scenografi, coordonați de către profesorul universitar dr. Teodor Cristian Popescu. E vorba de Vladi Săilă și Monica Stoica, secundați de către Sabina Reus și Ioana Groza. Vorbim de doi regizori și două scenografe, în care, să zicem, proba prin care mi-am dorit să-mi dau seama dacă există un ecou pozitiv din partea echipei a fost îmbinarea a două generații. Oameni care nu se cunosc, oameni care s-au văzut dintr-o dată duși, puși în, același, în aceeași matcă și... Uh pentru a face un proiect împreună într-un interval de timp foarte, foarte scurt. Am văzut niște actori care făceau parte sau fac parte dintr-o altă generație uh, formată acum 20, 30, poate 40 de ani, care au fost foarte priși de uh, provocarea adresată de către noi și de către echipa artistică, astfel încât uh, se simțea pe holuri cum există și acolo repetiții și acolo repetiții și toate, toate lucrurile trebuiau înșiruite astfel încât să capete o o rotunjime și să, să fie un, un, produs final cultural. Acum că vorbeam de spectacol experimental, tot în programul pe luna martie regăsim și câteva spectacole clasice. Vorbesc aici de omul cu mărțoaga, cerere în căsătorie, iubirea la oameni. Cum mai sunt percepute spectacolele clasice, având în vedere că se scot, se joacă tot mai multe spectacole mai noi, mai, nu neapărat experimentale, teatru nou, să zic așa. Da, eu nu pot să nu fac o remarcă aici. Noi suntem teatru clasic Ioan Slavici. Noi, prin denumire, prin menire, trebuie să avem în repertoriu un schelet foarte bine fundamentat în ceea ce înseamnă repertoriul teatrului, din teatru clasic, clasic românesc, clasic universal. Ceea ce și facem, ceea ce există ca și predominant a ceea ce ne-am propus în toți anii aceștia, atât eu cât și echipa, dar maniera de montare devine una schimbată. De ce? Pentru că noi nu putem să nu facem un raport sau o trimitere directă către publicul care vine să vadă spectacolele de teatru. Cred că un tânăr de 20, 25, 30 de ani, alături de partenera lui sau de prietena lui sau de grupului de prieteni, nu pot să perceapă un produs cum se făcea în anii 1980 sau 1970, așa cum se întâmplă. Uh, orice astăzi în viteza în care trăim, adică în secolul 21, recte anul 2022, așa că montarea scenică, propunerea regizorală trebuie să fie cumva foarte la îndemână pentru tipul de înțelegere, pentru nevoia de înțelegere și pentru receptarea imediată a publicului pe care îl avem în sală. Eu sunt adeptul unor chei moderne, moderniste de montare pe texte clasice. Nu cred că mai putem să vorbim de un teatru al anilor 80 sau 90 în 2022 și provocarea noastră este a menține interesul viu al publicului pentru textele clasice și în același timp să aducem pe scenă ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, într-o manieră artistică, într-o transpunere interpretativă uh, pentru textul dramatic, pentru a fi receptat de publicul nostru. Uh, cheia privind uh, felul în care noi putem să existăm în continuare pe piața culturală, în general ca și artă dramatică, este una în care să ne conectăm și să ne conexăm la realitățile vremurilor noastre și, de ce nu, la manierele de montare, la tipuri de regizori și la actori uh, care se exprimă. Uh, prin pârghii noi de, de manifestare artistică. Iată că am făcut o trecere în revista spectacolelor. Din ce mi-amintesc, se mai joacă Carmen Vlaga vorbește cu tine și terapie de grup. Și ajungem la premiera din 31 martie, unde tu joci împreună cu Zoltan Lovaș. și spune ne. Câteva da. cuvinte despre această premieră. Eu cred și despre regia acestei da. premiere, că iată, Liana Didilescu revine la teatru cu al treilea spectacol, așa-i? Revine uh, cu al treilea spectacol în această perioadă. Uh, ea a pus semnătura regizorală pe gloriosul proiect. Apropos, -apropos, ați ați a ah, da, care și apropo, care și-a ați chemat pompierii da. să joacă în luna martie. Este un spectacol uh, tinerețe, fără bătrânețe și viață, fără de moarte, apropo ați chemat pompierii. Uh, dar o spun uh, oarecum fără niciun fel de ironie, o spun uh, foarte serios, pentru că Zoli, colegul nostru și uh, Zoli al nostru de toate zilele din orașul nostru cel iubit și uh, respectat, atât artistic cât și uh, civil, uh, este un uh, exemplu a felului în care poate să-și ducă un proiect. Cu mândrie, în diverse etape ale vieții, fără să-și asume o schimbare a vârstei fizice, ba chiar din contră să-l mențină viu. Uh, el poate să fie confundat cu acest titlu, fără niciun fel de uh, urmă de uh, blamare sau de jignire. Uh, el este un pompier din apropo a schimba pompierii sau este un apropo din apropo a schimba pompierii și este un, un exemplu cum un one man show poate să dăinuiască peste vreme. Liana Didilescu într-o discuție pe care am avut-o în formulă de 3, a fost de acord să monteze acest text. Este un text care ne provoacă pe amândoi din punct de vedere actoricesc. Este o bucurie când ne întâlnim pentru că descoperim valențe ale textului și substratului lui, astfel încât să îi aducem o coloratură fiecărui personaj în mod profesionist și modernist nou. Îmi place să cred că acest comeback al meu va fi de bun augur pentru ceea ce înseamnă provocarea pe care mi-o adresez și se întâmplă. Multă lume m-a întrebat de ce nu joc. i- am spus, n-am timp, nu pot, încurc, poate că n-ar trebui, pentru că mi-am asumat o altă misiune, ar trebui să stau puțin deoparte, dar și statul ăsta deoparte... Și cum de ți-ai schimbat părerea? Păi mi-am schimbat părerea pentru că la un moment dat statul deoparte te face ce să devii ceea ce nu ți-ai dorit din capul locului, adică meseria mea este de actor. N-am jucat excesiv, n-am vrut să deranjez pe nimeni prin faptul că mă regăsesc în distribuții fie în capul lor, fie în conținutul lor. Uh, tocmai pentru că am avut o experiență în urmă cu niște bune ani în care am fost întrebat domnul Costea dacă veți deveni directorul teatrului așa că veți juca în toate spectacolele în rolul principal și am spus nu, nu e așa. Uh, m am ținut de cuvânt, uh, revin uh, cu o frecvență sporadică uh, pe afișele spectacolelor și îmi place să cred că acest uh, spectacol uh, textul este un text care prezintă o situație de viață într-o într-o formă în care, să zicem, două persoane ale vieții noastre cotidiene pot fi regăsite oricând sunt puse a uh, interpreta uh, roluri savuroase, roluri în care uh, este un, un uh, limbaj colorat, dar și o comedie de situații foarte, foarte bună. Uh, N-am să spun subiectul uh, de pe acum, dar am să spun, titlul se numește, titlul spectacolului este Creditul, este scris de uh, José Galceran, uh, în traducerea Luminiței Voina Răuți și în regia Lianei uh, Didilescu. Scenografia este semnată de Irina Chirilă cu Zoltan Lova și Bogdan Costea. Uh, premiera va fi în 31 martie la ora 18 la sala Studio a Teatrului Clasic Ioan Slavic și vă așteptăm să ne vedeți cum unul dintre noi cere creditul și celălalt nu îl dă, sau până la urmă ăsta e începutul spectacolului, iar finalul se întâmplă cu totul și cu totul pe dos, dar vă așteptăm atunci să vă spunem ce și cum. Uitându-mă peste spectacole încă de la începutul anului și peste distribuții, am regăsit un nume nou în echipa de actori a teatrului, Calița Nantu. Cine este Calița da. Nantu și în ce spectacole o regăsim, în ce spectacol o putem vedea? Cine este Calița Nantu? În primul rând, cred că asta e o întrebare la care va trebui să răspundă ea, și nu neapărat în fața unei camere de filmat sau unui microfon, ci în felul în care ea își va găsi locul și drumul într-o teatrului clasic Ioan Slavici. Până în alta, Calița Nantu este înlocuitoarea în unele spectacole ale Iuliei Alexandră Dinu, care a decis să plece din trupa teatrului nostru. Calița Nantu a fost soluția ivită pentru a face aceste înlocuiri din mers și într-un timp destul de rapid. Calița Nantu poate fi văzută în Our Last Terminal Platonovka, în iubirea la oameni, în familia Ibsen deocamdată. Că tot vorbeam de spectatori, de feedback, de tinerii <coughs> care vin la spectacole, știu că voi ați avut un proiect în școli, teatru în școli. Va continua și anul acesta? Da, se numește proiectul educațional uh, care are trei componente uh, te educ, te dezvolt și te creezi uh, în care uh, actori din teatrul nostru care au uh, aptitudini în a avea și uh, să zicem chemări pedagogice uh, vor face mici lecții de actorie pentru început cu trupe, echipe, grupe de uh, elevi ale colegilor sau liceelor din municipiu, astfel încât în etape se vor forma echipe de teatru care ne dorim ca la final să joace un spectacol reprezentat aici pe scena mare cu colegi, profesori, părinți, rude în sala de spectacole și într o viitoare formă de exprimare, de acolo să culegem vlăstarele noi, generații care practic vor veni aici sau prima oară se vor duce să se formeze în școlile profesionale de teatru, adică școlile superioare de teatru, ca după aceea, eventual, să-i regăsim fie pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici sau în altă parte. Este un proiect care, practic, fidelizează relația cu teatru și, de ce nu, atrage atenția că teatrul există ca formă de artă foarte, foarte. Incitantă și atractivă pentru ceea ce înseamnă modalitatea de exprimare artistică, pe care unii dintre ei probabil că nici nu știu că o au, dar se manifestă în fața, aia, în fața clasei, în fața unui grup de prieteni și dintr-o dată găsești un, un actor care, uite, ar putea să fie actor, ar putea să vină la teatru, ar putea să joace, ar putea de fapt să nu-și mai pierdă timpul stând pe un calculator sau stând pe telefon sau făcând tot felul de alte lucruri care de fapt nu-i antrenează mintea și spiritul, îi antrenează de fapt statul. Și detașarea de ceea ce înseamnă exact. mobilitate și dinamică. Iată, ne aflăm în sala mare a Teatrului mm. Clasic Ioan Slavici. Vorbeam înainte să începem filmarea. Îți spuneam că aș vrea mm. să te întreb de reabilitarea teatrului, vorbeam de faptul că partea exterioară este gata. Ce se va întâmpla pe interior? Ce se știe? Și ce se va întâmpla când vor începe lucrările pe interior? Deocamdată nu am un răspuns elocvent și punctual la ceea ce mă întrebi. Tot ceea ce pot să spun este că ne dorim absolut din tot sufletul să se întâmple această lucrare majoră. Ce știu este că modelajul acestei săli va suferi, va avea va mare o altă conotație, va avea uh, niște lucruri modificate, uh, atât la partea cea, uh, a zonei de loje, cât și la partea de stal. Uh, scena va fi retehnologizată și când spun retehnologizată, spun asta că tot ansamblul de ștănci, care o parte din ele sunt uh, automatizate, va trece printr-un proces de automatizare completă. Scena va fi dotată cu trape automate și cu turnantă, ceea ce înseamnă un decupaj în formă de cerc în care tablourile, actele pot fi schimbate fără a fi deplasate decorurile de către manipulanții de decor. Cum de asemenea cât și eclerajul, când vorbesc de ecleraj, pentru cine nu cunoaște e vorba de sistemul de lumini și sistemul audio va fi înlocuit din toate punctele de vedere, astfel încât modernizarea se va simți și la nivelul capacităților și capabilităților tehnice. Ceea ce pot să spun despre scândura de scenă astăzi este că este o scândură de scenă de maximă calitate dintr-un pin uh, uh, siberian, uh, în care duritatea și uh, ca să spun așa, vremea uh, îndelungată în care ea a fost montată uh, nu a suferit modificări, uh, are o o durată de viață foarte, foarte lungă și prin faptul că există această uh, calitate a lemnului. Uh, ce să mai spun? De asemenea, se dorește ca sala să devină și uh, să aibă o formă și de platou, adică să fie cu scaune îngropate care fie vor veni sub uh, scenă, fie se vor uh, se îngropa de la sine printr-un sistem, bineînțeles, automatizat. Uh, sunt foarte multe lucruri care s-au spus vis-a-vis -vis de ceea ce ar putea să arate ca formă finală această sală. Momentul, startul, debutul lucrărilor îl așteptăm. Pe de-o parte, cu dorința de a ne moderniza și a avea o. Un punct de atracție extraordinar pentru tot orașul și pentru publicul nostru, dar în același timp trebuie să spun Cu groază, că groază, probabil. Da, va exista, exista perioade în care teatrul va trece prin niște transformări, atât din punct de vedere repertoriale, cât și din punct de vedere a felului în care se alcătuiește programul de spectacole în diverse locații ale orașului, pentru că aici îmi doresc să ne desfășurăm activitatea în spații neconvenționale sau spații dedicate spectacolului de teatru, prin repunerea în valoare a obiectivelor istorice și arhitecturale ale orașului și n-am de ce să mă ascund, am vizat să mergem în spații precum sala Marii Uniri sau sala primăriei Regele Ferdinand sau chiar sala Consiliului Județean, putem să mergem să ne gândim de asemenea ca un spațiu alternativ la sala Cazinoului, care este un spațiu recent renovat și mai sunt cu siguranță și alte sări, poate cinematograful Dacia, cinematograful Arta, pentru itineranță și pentru mobilitate și dinamică în cartiere putem să ne gândim la acele cinematografe care și ele sunt reabilitate și să venim mult mai aproape de publicul nostru care se află la o distanță semnificativă față de clădirea principală a teatrului și în felul acesta să continuăm activitatea. De asemenea, nu exclud faptul că îmi doresc ca în acea perioadă să putem să încheiem parteneriate cu teatre din uh, proximitatea județului Arad, astfel încât să avem uh, spectacole realizate în regim de coproducție, care, într-o primă fază, se vor juca la teatrele respective, ca după aceea, la momentul revenirii, să se joace, să se la, se noi. joace la Arad. Uh, spuneai de proiecte, am și făcut o trecere în revista proiectelor și a noutăților și a tot ce ați făcut în uh, ultim, ultimul an, pot spune. Uh, ce ne pregătiți pentru perioada următoare? Ce noutăți, ce uh. proiecte? De multe ori stau să mă gândesc ce -am mai putea să aducem nou, ce am putea să mai inventăm, deși se spune că nimic nou sub soare sau tot ce a fost de inventat s-a inventat. Îmi doresc foarte mult ca trupa teatrului în perioada următoare să fie provocat într-un proiect gen Impro Show, adică e un spectacol în care atât spiritul, mintea și Capacitatea de a gusta pentru publicul nostru un spectacol în care actorii sunt antrenați într-un regim de improvizație scenică cu rezultat imediat. Cum de asemenea, suntem în explorarea, și spun foarte bine explorarea unui spectacol de teatru documentar care este strâns legat de oamenii teatrului actori care sunt arădeni sau non-arădeni, relația lor cu orașul, felul în care s-au stabilit aici, de ce au rămas, de ce n-au plecat, de ce au venit, cum și-au construit istoria vieții în orașul nostru, care va fi un spectacol de teatru instalație făcut de Mihai Păcurar, secondat de actrița Ioana Hogan. Spectacolul acesta a intrat deja într-o fază de documentare încă din perioada anului trecut, decembrie-noiembrie și în acest moment se află la ultimele faze de scriere a textului. El va fi repetat, propriu-zis, din 15 aprilie și până în 22 mai. Spectacolul de care vorbeam, Impro Show, va avea un stagiu de pregătire pentru acea trupă care va face parte din distribuția spectacolului, iar premiera va fi la, în data de 30 iunie. Un alt proiect pe care ne-l dorim să fie cumva modelat pe o structură repertorială pentru a întruni elementul de diversitate este un spectacol pe care ne-l dorim să îl adoptăm într-o primă fază al studenților claselor de actorie din an terminal de la Facultatea de Teatru din Timișoara, în care să integrăm un număr de 4-5 actori ai noștri și să-i dăm o altă formă. Este vorba de un proiect făcut de către coregrafa Batso Tünde alături de către uh, compozitorul Țari Tibor, în care uh, să avem un spectacol de teatru non-verbal, adică teatru dans, uh, tocmai din rațiuni economice și de, de pragmatism, de uh, realizare într-un termen foarte scurt. Prin felul acesta, punem în lumină și actorii noștri, dar aducem în fața publicului nostru și, și foarte, foarte tinerii actori, de data aceasta, dintr-o zonă apropiată. De asemenea, cred că e cazul să spun că gândurile noastre se îndreaptă și spre a dezvolta proiectul pe care l-am făcut împreună cu Teatrul Merlin anul trecut. E vorba de spectacolul Dor de Neunde, regizat de Ștefan Iordanescu, care are o care formă... Care s-a și jucat în sala mare nu mult. Da, care are o formă de reprezentare interioară în sala Marea Teatrului, ca și modalitate de reprezentare pentru un număr larg de spectatori, mă rog, în limita 30%, dar are dublă reprezentare pentru că se joacă și la Casa Studenților în Timișoara, să-i dăm o formă de spectacol outdoor. Acestea ar fi, ca să spun, cele mai apropiate obiective pe care le-am stabilit pentru perioada nu, următoare. Nu, nu pot să nu te întreb. Anul trecut nu s-a ținut Festivalul Internațional de Teatru Clasic, nici Festivalul de Teatru Nou. Ce crezi, anul acesta sunt șanse să avem parte de aceste două festivaluri sau încă nu se știe? Deci, din păcate, în acest moment nu am o certitudine privind uh, perioada organizată, dedicată pentru a organiza aceste festivaluri. Uh, eu știu că mi-am structurat programul pe anul 2022 astfel încât în partea a doua a anului să ne gândim la a organiza edițiile de festival de teatru nou și teatru clasic și Euromarionete Probabil că ele Vor fi în lunile septembrie Euromarionete, octombrie Festivalul de teatru nou și noiembrie Festivalul de teatru clasic Adică o aglomerare De festivaluri până la urmă Dar, propriu zis, ideea Pentru care ne dorim să continuăm Edițiile de festival este pentru a nu Crea o perioadă și mai mare de întrerupere Astfel încât publicul să piardă Contactul cu un eveniment major Al instituției și al orașului Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, că ai fost eu. alături de mine, că ai acceptat din nou invitația mea. O să ne vedem la teatru. Îi așteptăm și pe cei de acasă să vină la teatru. Sunt spectacole frumoase. În fiecare lună, în fiecare săptămână avem parte de trei spectacole, joia, sâmbătă și duminica. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit și astăzi la Cafeneaua Culturală. Să ne revedem cu bine săptămâna următoare.